Potrivit reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Buzău, în ultima săptămână la nivelul județului, au fost înregistrate 136 de persoane diagnosticate cu COVID, indicând o creștere a numărului de cazuri cu aproximativ 25% față de săptămâna trecută. 29 de pacienți infectați cu SARS-CoV-2 sunt internați în spitalele din județ. Cei mai mulți, 16, sunt la spitalul Râmnicu Sărat. Dintre ei, mai mult de jumătate sunt copii. La data de 6 septembrie 2023, în cadrul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat, erau internați un număr de 16 pacienți cu diagnosticul de COVID-19, dintre care 7 adulți și 9 copii internați pe secția de pediatrie. Din cauza creșterii numărului de cazuri COVID printr-o adresă a DSP Buzău, au fost impuse restricții la vizitele rudelor pacienților internați în anumite secții ale spitalelor din județ, iar Spitalul Municipal Râmnicu Sărat nu face excepție. În ceea ce privește accesul vizitatorilor în spital, acesta este restricționat printr-un program de vizită, și anume marți, joi, duminică, între orele 11-12 și 15-16, excepții făcând secțiile ATI, neonatologie, maternitate, pediatrie, boli infecțioase și TBC, unde vizita este interzisă. Din fericire, procentul de pacienți care se află în stare gravă nu este la cote alarmante. Medicii avertizează că ritmul îmbolnăvirilor de COVID ar putea crește odată cu începerea noului an școlar. În acest context, specialiștii recomandă purtarea măștii de protecție în zonele aglomerate, spălarea mâinilor sau izolarea la domiciliu a persoanelor care prezintă infecții respiratorii.